Echipa de handbal feminin CSM Deva a câștigat ultimele meciuri din sezonul regulat al diviziei A, al doilea eșalon valoric al sportului cu mingea mică din țara noastră, și a terminat pe primul loc seria din care a făcut parte. Cel mai important meci al devencelor, care au fost gazde ale turneului, a fost cel cu CSM Târgu Jiu și a fost câștigat cu 29-23, scor suficient pentru câștigarea seriei. Dacă ținem cont de rezultat și de obiectivul îndeplinit, pot să spun că foarte bine. Am avut o reacție, nu eu, echipa, vorbesc despre echipă, o reacție extraordinară. Nu am văzut echipa asta niciodată atât de montată și atât de bine pusă la punct pentru abordarea turneului respectiv. Normal, cel mai important joc a fost cel cu Târgu Jiu, unde trebuia să dăm un minim de 6 goluri, dar să nu luăm 26, sau dacă luăm 26, trebuia să dăm 7 goluri. Repet, jocul a fost pregătit cu punct, cu virgulă, pregătirile le-am făcut în momentul în care am fost desemnați ca și gazdă a turneului, am pus totul la punct și rezultatul a fost cel dorit de noi. În urma acestui rezultat, CSM Deva își cunoaște prima adversară din turneu de la calificare în Liga Florilor, care este primul eșalon handbalistic al țării, dar și traseul viitor. Turneul se va juca în sistem cupă în perioada 14-16 mai, într-o locație care urmează a fi stabilită, primele două clasate urmând a promova direct în prima ligă. Iar Marian Muntean este optimist, dorind să joace finala tot cu echipa din Târgu Jiu. Acum ne așteaptă încă trei jocuri foarte importante. Nu lăsăm garda jos pentru că eu știu ce înseamnă chestia asta și ne vom pregăti foarte bine să abordăm jocul cu Neptun Constanța la Victorie, urmând ca în etapa următoare să vedem cu cine vom juca dintre Piatra Neamț și Roman. Eu cred că vom juca cu Piatra Neamț pentru că Romanul are o echipă de junioare care sunt cu dublă legitimare, urmând ca finala, cine o da Dumnezeu să vină acolo, Corona Brașov sau Târgu Jiu. Dacă vine Târgu Jiu, le mai tragem o bătălie și la finală ca să vadă cine e șeful. Repet, mai avem două bătălii până la final. Eu sper ca să continuăm pe aceeași linie, să le pot ține în priză și motivate și la final, când o fi 100% treaba rezolvată, să ne bucurăm la maxim. Președintele de la CSM Deva a mai afirmat că promovarea nu a fost un obiectiv impus de autoritățile locale, care susțin echipa, ci unul personal, dar și că handbalistele și întreg staful se pregătesc deja de participarea în Liga Florilor. Ne organizăm pentru Liga 1, fiindcă atunci când eu am venit în clubul ăsta, în luna iulie 2020, mi-am fixat un obiectiv, eu singur, nu am avut obiectiv fixat de către primărie sau consiliul local, și chiar dacă veneam într-o perioadă în care am avut o pauză de 4 ani de zile cât am fost ieșit din fenomenul sportiv și am adus niște jucătoare de handbal pe care nu le cunoșteam, nici n-am auzit de ele, unele au plecat, altele au rămas, dar totul e bine când se termină cu bine. Așa că, ce să spun, sunt foarte mulțumit pentru ceea ce s-a realizat până în momentul ăsta. În Liga Florilor mai pot ajunge și echipele de pe pozițiile 3 și 4 din turneul de promovare din Divizia A. Acestea vor participa la sfârșitul lunii mai la un alt baraj de promovare, unde vor mai evolua și echipele de pe locurile 11 și 12 din Liga Florilor. Primele două clasate din acest turneu, în care se joacă fiecare cu fiecare, vor obține promovarea.